această seară aș vrea să vă împărtășesc un pic din experiența mea, din povestea mea. De ce? Pentru că sper eu ca măcar unii dintre voi să vă regăsiți și să înțelegeți de ce am ales eu această cale și de ce aș putea și voi să alegeți această cale. Eu am fost un copil crescut de bunicii mei. Pentru că părinții mei erau la serviciu. Ok? Cel puțin așa mi-au spus bunicii. Copil fiind, plângeam de rupeam. Pentru că părinții mei mă pasau, n-au câștigat balonul de aur, dar nu cred că este timpul pierdut, mă pasau de la bunicii din partea mamei, la bunicii din partea tatălui. Și asta s-a întâmplat o perioadă foarte mare din viața mea. Și bineînțeles că copil fiind, plângeam într-una, unde-i mama, unde-i tata, unde-i mama, unde-i tata. Și, pe scurt, bunicii mei încercau să mă ducă cu zăpărelul. Păi spuneam, zice, păi unde să fie? Sunt la serviciu. Sunt la muncă. Cum vrei să-ți ia tati mașinuțele care îți plac? Nu îți plac, normal că îmi plac. Sau elicopterele sau avioanele care îți plac, îți plac. Ok. Zice, vezi, trebuie să ducă la job, trebuie să-ți acorde ție aceste facilități, muncesc ca să-ți ofere ție aceste lucruri. Zic, perfect. Însă, eu nu am fost de acord cu asta, pentru că, practic, ne vedeam. Nu mi-aduce o mașinuță, yes, perfect, ori beam, de obicei eu eram mai violent așa când eram mic, după o săptămână nu mai exista acea mașinuță și cumva de aici se deduce faptul că îmi încurajam părinții să se ducă la muncă ca să poată să-mi cumpere mai mult. Dar nu asta este realitatea. Realitatea este că m-am întrebat întotdeauna de ce. De ce? Și cu cât înaintam în vârstă, auzeam mai multe informații despre activitatea părinților mei. Și anume ce înseamnă serviciu, ce înseamnă job. Și la vârsta de 14 ani, am auzit pentru prima dată în viața mea cuvântul șef. Ceea ce este foarte interesant la acest cuvânt era că de oriunde l-auzeam, toată lumea îl vorbea de rău, Loara dracu, iar a plecat ăsta și ne-a lăsat cu toate actele, cu toate nenorocirile de făcut și ăsta e în vacanță. Să ia foc cu vacanța lui, cu tot, că nu mai pot. Abia aștept să-mi dau demisia. Dar nu puteam să-mi dea demisia, bineînțeles. Toată lumea vorbea de rău, dar el era cel mai bogat. Toată lumea în jurat, dar toți erau de acord că el e cel mai bogat. Și am început să mă uit un pic la stilul de viață al șefului părinților mei. Și la șefii colegilor părinților mei sau ale prietenilor noștri de familie. Și am văzut ceea ce asta se numește lifestyle. Adică, acei oameni erau în vacanțe mai bune decât vacanțele unde mergeam eu cu părinții mei. Ok? Cel puțin așa credeam eu. Este o părere personală. Ok? Erau alături de copiilor, erau altfel îmbrăcați, aveau alte experiențe, alte lucruri de experimentat și de împărtășit și am spus, de ce nu mi s-a întâmplat și mie lucrul ăsta? De ce nu s-a putut ca și la mine să fie la fel? De ce n-am putut și eu să fiu alături de părinții mei în vacanță? De ce eu trebuia să mă duc în tabără cu colegii mei sau în tabără cu bunica? A fost ceva în tabără cu bunica? Este ceva? Două persoane. Perfect. Vă mulțumesc. Super. Există. Am fost și eu. Și nu pot să mă duc cu părinții mei. Ok? Și așa m-au pasat o perioadă foarte mare din, pentru că eu abia în clasa a 5-a m-am mutat cu părinții mei. Și chiar dacă m-am mutat cu ei, nici atunci nu eram acasă. Tot bunicii veneau să stea cu mine. Ok? Bunicii din partea mamei, pentru că erau din București. Ok? Și m-am vaccinat. O foarte mare parte din viață acest răspuns. Care este diferența dintre angajați și șeful? La vârsta de 17 ani am participat la o conferință dintr-o pură întâmplare și atunci am înțeles un singur lucru. Că diferența dintre angajat și șeful este o setare diferită în minte. O poziționare. Și atunci am zis, perfect. Bine că nu ne trebuie 3 mâini. Bine că nu ne trebuie 4 picioare. Creierul mai poți seta cumva. Te mai poți îmbunătăți, te mai poți instrui. Dar să-ți mai creezi o mână, nu prea merge. Și atunci m-am relaxat un pic. Ok? Și mergând mai departe, mi-am dat seama că dacă și eu voi face ceea ce au făcut părinții mei, adică voi merge la muncă, da? Îmi voi găsi un job și poate un alt domeniu, bineînțeles, nu trebuie să fie același domeniu, poate mai bine plătit, ok, super, dar procesul este același. Și mi-am dat seama că și copiii mei vor ajunge să aibă același stil de viață pe care l-am avut eu. Pentru că nu voi decide eu ce se întâmplă cu timpul meu, ci va decide altcineva pentru mine. Și atunci am spus, eu nu o să vreau lucrul acesta
Și am să lupt toată viața mea ca acest lucru să nu se întâmple. Nu vreau ca copiii mei să fie crescuți de mama, de tata sau de părinții soții. Nu vreau acest lucru. Eu consider că trebuie să ne dedicăm timp ca părinți. Da? Sunt părinți în sală? Viitor părinți sunt în sală? Perfect. Este adevărat că vrei să fii lângă... Ai dori să te completez puțin? Puteți să ne dăm demisia. Eu mi-am dat demisia acum un an, când am hotărât că vreau să petrec timp cu copilul meu, care are în momentul de față 8 ani. Și în momentul de față chiar nu am niciun job, dar banii vin. Și îmi permis și vacanțe, și îmi permis să stau și cu el, și se poate. Minunat! Fericită-ne! Bravo! Despre asta vorbesc. Nu o să ne axăm acum. Pentru că sunt foarte multe mătate, dar despre asta vorbesc. Depinde de fiecare. Exact. Însă, eu îmi ghidez viața după anumite principii. Și vreau să... Astăzi de dimineață am găsit acest citat pe Facebook-ul unui prieten foarte, foarte drag. Și m-am regăsit în el, tocmai de aceea am vrut să încep cu acest citat. Însă, pentru mine, cea mai importantă resursă în viață a fost timpul. Ok? Timpul. De ce? Pentru că, într-adevăr, este cea mai importantă resursă pentru fiecare dintre noi. Este adevărat? Da. Banii putem să îi facem, să-i pierdem, să-i mai facem încă o dată, ok, nu este nicio problemă. Case, averi, bla, 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 le facem, le pierdem, putem să le reconstruim. Însă timpul nu mai putem să dăm înapoi. Și dacă este ceva ce am înțeles despre această resursă, este că oamenii nu regretă ceea ce au făcut, ci oamenii regretă întotdeauna ceea ce nu au făcut. Ok? Și atunci am zis, eu nu vreau să duc o viață plină de regrete, să mă mint pe mine, pentru că părinții mei mereu m-au zis, ești nebun, tu vrei să devii afacerist, tu vrei să faci nu știu ce pe dracu, du-te și găsește-te loc de muncă, lasă prostiile, ok? Și am zis, ok, dar dacă eu voi face lucrul ăsta, nu pentru, adică aș fi vrut să fiu de acord cu ei, dar am zis, nu vreau să urmez același parcurs, pentru că eu am simțit că nu mă va duce în locul potrivit. Și cumva v-am spus, și părinții mei vor, și copiii mei vor avea aceeași soartă. Dar haideți să vedem puțin cum arată timpul părinților mei și cum arată timpul și în ziua de astăzi. Okay? Și vreau să vă întreb dacă vă regăsiți dumneavoastră sau în familia dumneavoastră sau aveți prieteni. Vreau să ridicați mâna dacă vă regăsiți în acest slide. În această activitate. Ok? Mai mult, mai puțin? Mai de dimineață, mai târziu? Ok? Hai, spune sus. Cine se regăsește mai de dimineață, mai târziu? La pauză de masă. Ăsta este programul unui om normal la cap, cum l-ar denumi mama mea. Ok? Adică ce fac oamenii normali la cap? Ne trezim undeva pe la 7 dimineața, ok, 6 și jumătate, 7 jumate, 8, depinde de fiecare. 9, 10, dacă suntem antreprenori, habar, nu contează. Ne trezim, important că ne trezim în fiecare dimineață. Okay. De obicei, oamenii normal la cam am învățat mai că se trezesc la ora 7. Eu sunt o persoană foarte specială. Și am o problemă cu trezitul de dimineață, deci cumva sunt construit genetic să nu pot fi angajat vreodată. Ok, pe la 7:30 luăm micul dejun. Asta fac părinții mei. Se trezesc, sună alarma. Atenție, se trezesc nu pentru că vor, pentru că sună alarma. La 7:30 iau micul dejun, asta însemnând că mama se machiază și tatăl meu fumează o țigară. La ora 9 ajung la muncă, pentru că serviciul este mai departe, mult mai departe decât locul în care locuiesc părinții mei. Pe la ora 13 avem o pauză de masă, aici depinde de șeful. Apoi la ora 14 ne ajunge, gata, o oră, în principiu pe la multinaționale e vreo jumătate de oră. Sau este o jumătate de oră împărțită la două pauze de câte 10 minute și restul până la 30. Ok? Pe la ora 14 începem din nou să muncim. Ok? La ora 19 ajungem acasă. 19:30, depinde de trafic. Luăm masa de seară. Doamne ajută! De obicei masa de seară este tradusă prin sunt celebru, scoate-mă de aici, Masterchef, Ferma Vedetelor sau mai știu eu ce altă emisiune educativă. Ok? Știrile de Esca este masa de seară, ne ține de foame, trebuie să recunoaștem. Ok? Și la ora 23, stingerea.
Gata. Pentru că, de ce? Mâine? Deja. O luăm de la capăt. Ok? O luăm de la capăt. Ei, pentru cei care ați ridicat mâna sau ați fost de acord cu mine, acest lucru înseamnă A. Și cum îmi place mie să spun... De maxima securitate, am văzut că suntem ok. Asta este descrierea, am căutat-o pe Google. Ok? Și cum îmi place mie să spun, eu mi-am dat seama că dacă toată viața am să fac acest lucru, o să am niște prieteni foarte drăguți. Lucru pe care bineînțeles că vă vrea. Ok, da. Pentru ce ne cheltuim noi acest timp? Pentru ce? Pentru a ne îndeplini aceste lucruri. Adică să trăim, să ne creăm un trai, să supraviețuim. Ok? Tot acest timp ne mănâncă banii într-o zonă similară cu asta? Da. Avem poate o rată, un credit, la casă, la, nu știu mai ce, prima casă, prima mașină, apoi și prima mașină, prima nevastă nu s-a inventat încă, dar sper să fie, ok? Rată, credit, nevoi personale, asta a fost un boom extraordinar acum vreo câțiva ani. Autoturism, cheltuieli de bloc, administrative, traiul zilnic, trebuie să mâncăm, să ne îmbrăcăm, corect? Îmbrăcăminte și accesorii, vacanțe și distracții. Vă regăsiți în aceste lucruri? Ne ducem la muncă să muncim, să producem bani, să ne cheltuim bani aici? Da. Ok? În rutina banilor. Ok. Da. Eu cred că aceste lucruri se întâmplă datorită acestui lucru. Eu cred că totul pleacă de la educație. Și anume de la ce ne-au spus părinții noștri. Mie îmi place să spun că toată lumea a vorbit cu mama mea. Sau o cunoaște pe mama mea. Și am să vă spun imediat și de ce. Mama mea mereu mi-a spus, Mihai, fii băiat serios. Nu fii gola. Du-te la școală. V-au spus și vouă părinții să vă duceți la școală? Da. Învață bine. Da. Fă o facultate. Ok. Ia-ți o slujbă. Cum să fie slujba? Bună. Sigur. Bine. Plătită. Ok. Întemeiază-ți-o familie. Și... pensionează. Ok? Tare. Cine și-a dorit toată viața așa ceva? Da? Credeam că numai eu. Ok. Dar, din păcate, aceste lucruri ne intră în subconștient. Și începe să devină o rutină pentru noi, adică începe să devină o normalitate. Eu am vrut să fug de această normalitate, pentru că am văzut că se întâmplă nu numai la părinții mei, ci și la persoanele cu care ei se înconjoară. Prietenii și cunoștințele noastre. Ok? Și am vrut să fug toată viața de acest lucru. Întrebarea mea a fost... unde? Cum? Cum? Că unde știam? La mod. Da, cum? Cum? Ok? Haideți să vedem cum. Schimbarea este singura constantă din univers. Și cel mai bun mod de a face față schimbării este mai întâi să o accepți. Eu am spus că dacă nu o să vreau astfel de viață, clar trebuie să schimb ceva, trebuie să fac o schimbare și să o caut, să o găsesc, să-mi găsesc un drum. Ok? Dar mai important a fost să accept acest lucru, adică să îmi asum această responsabilitate. Un lucru pe care majoritatea oamenilor nu o fac, dar este o calitate de bază a unui antreprenor, a unui lider. Și anume să își calculeze riscuri asumate. Este o expresie care spune, dacă nu riști, nu câștigi. Este parțial adevărată. 50-50. Este important să îți asumi riscuri, ok? Dar, repet, riscuri asumate și controlate. Ok? Eu asta am spus, ok. De ce? Pentru că mie nu mi-a plăcut școala niciodată. Bunesc că vă dați seama. Ok? Mie nu mi-a plăcut școala. Și dacă părinții mi-au zis, du-te la școală, m-am dus. Dar asta nu înseamnă că mi-a și plăcut. Ok? Și întotdeauna am fost un elev mediocru. Pentru că mă plictiseam. Efectiv, nu mă regăseam acolo. Eu nu vreau să vă spun că școala nu este bună. Vreau să vă spun doar că nu este responsabilă pentru viața noastră. Și mă bucur că am reușit să-mi dau seama de acest lucru foarte repede, de la o vârstă foarte fragedă. Ok? Și am fost întotdeauna un elev mediocru. Am luat note atât cât să trec, da, un examen, o teză, bla bla bla, ce mai este, bacalaureatul, da, care este un fel de
Examen de maturitate, așa se spune. Examen de maturitate, da. Este un fel de... Deci dacă n-ai bifat bacalaureatul, ok, nasol. Înseamnă că nu e bine. Ok? Bun. Și am crezut... Eu n-am mai înțeles rolul școlii din după clasa a patra. Adică e ok până în clasa a patra, pentru că învățăm să scriem, să socotim lucruri utile, corect? Deci nu, da? Să nu fim analfabet sau Doamne ferește. Da? Să nu știm să semnăm cu ampreta. Okay? Da. După clasa a patra, profesorii mei, am intrat în clasa a cincea și am văzut că în a cincea făceam ce am făcut în a patra. Și atunci am întrebat, zic, doamna, dar asta am făcut anul trecut. Zice, tata, că e mai detaliat. Da, a urmat clasa a șasea. Zic, tata, asta le-am făcut la cincea și la patra. Zice, tata, că ești la plus. A urmat la șaptea. Și la fel, la fel, la fel. Și am crezut că, în sfârșit, după ce voi termina clasa 12-a, dacă voi termina clasa 12-a, voi ajunge la facultate și acolo voi avea parte de iluminarea totală. Deci, ca budismul zen, știți? Bam! Te lovește în față, direct iluminare totală. Zic, în sfârșit, m-am uitat eu pe temele facultății mele și scrie acolo antreprenoriat, management, marketing, drept, statistică, bla, 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 zic, băi, contabilitate, mi-a plăcut asta, zic, băi, astea sunt meserii, contabil, statistic, manager, zic, poate în sfârșit învăț și eu altceva, în afară de Eminescu, Creangă, dacă nu ne ține de foame somnoase păsăreli. Eu asta îmi place să spun întotdeauna, ok? De asta nu mi-a plăcut, nu m-am regăsit în școală, pentru că, haide să fim serioși, s-a dus cineva vreodată să se angajeze și v-a întrebat, bine că ați venit. Știți, somnoroase păsărele? Da, normal, pentru că eu la limba și literatura română am fost premiat. Ia zi! Și ce? Somnoroase păsărele, pe la cuiburi se adună? Noapte bună! Felicitări! De mâine sunteți director de multinațional. Nu se întâmplă așa ceva. Am spus mai devreme, colega, că totuși se caută oameni, nu mașini. Exact. Deci ai nevoie puțin și de somnoroase păsărele, că altfel ai fi roboțel. Exact, exact. Și tocmai de aceea, dacă vă observați, la tinerii din ziua de astăzi, sunt puțin rătăciți. Și eu mă regăsesc aici pentru că și eu am fost rătăcit și tocmai de aceea înțeleg. De 7 ani de zile lucrez în special cu tineri, studenți. Și la toți observ același mecanism. De fiecare dată când îmi întreb la ce facultate ești, științe economice, drept, ASE, plin străine, bla bla bla, nu știu, toate facultățile posibile de pe pământ. Următoarea întrebare este, ai ales tu să faci această facultate sau o faci din necesitate? 90% dintre ei mi-au spus că o fac din necesitate. Adică necesitatea traducându-se prin, așa a zis baba. Sau mă omoară ai mei dacă nu fac facultatea asta. Ok. Și ce faci după ce faci această facultate? Că a zis mamă. Pentru că este clar că tu la cursuri o să te joci pe iPhone, este clar că tu o să-ți dorești să chiulești, să te duci la cafenele cu cea mai frumoasă fată de la tine din clasă, Doamne ajută, sau cu colegii tăi la formal. Ok? Și trec anii. Și apoi, după ce ai terminat o facultate, dacă ai convins-o pe mama ta că nu mai are rost să faci și masterul, care este perfect, sau doctoratul. Doamne ferește. Doamne ajută. Yes! Și doctorat. Okay. Deci, plus master, încă 2 ani, corect? În funcție de facultate. Da. Plus doctorat. Nu am luat din facultate, dar mi-a plăcut. Am învățat să gătesc prin de ce se învață, doamnă? Plus doctorat. 3. Okay. În total, cam câți ani de școală ar fi? 20. Corect? Da. V-a garantat cineva. De la clasa 1 până la facultate. Mă gândeam că doua facultate și după. V-a garantat cineva. Depinde câți ani. Da, cum ea, de la Politehnic. Da, primii 7 ani sunt greu. Corect. V-a garantat cineva. V-a garantat cineva că la finalul acestor 20 de ani veți ajunge milionari? Sau veți ajunge oameni de succes? Nu prea. Tocmai de aceea eu am studiat acest proces al învățământului. Și o să vă spun și statistica. Spune în felul următor. Din 100% oameni care urmează acest proces educațional, doar 1% ajung să fie de succes la finalul lui. Ceea ce înseamnă că dintr-o 100 de oameni care își termină studiile, doar 1 ajunge să fie un om de succes. Și nu trebuie să ne întrebăm ce au făcut ceilalți 99% și pe ei să întrebăm cum au reușit. Spune-mi
Tu unde te-ai angajat? Poți să câștigi 12 milioane și eu doar 10. Liderule. Deci, fii master. A fost și Star Wars acum, nu? Ok. Și trebuie să ne uităm la cei 1% și pe ei să întrebăm cum au făcut. Eu asta am căutat toată viața, acel 1%. Și numai că am căutat, dar prin toate acțiunile pe care le-am făcut și visul meu cel mai mare, pentru că tot au vorbit colegii mei despre vis, este să măresc acest procentaj de 1%. Tocmai de aceea, astăzi sunt onorat că ne aflăm în această sală de conferințe și sunt onorat că sunteți alături de noi. Și eu cred că meritați un rând de aplauze pentru asta și vă respect. Prin acest proiect, eu vreau să măresc acest 1%. Și este adevărat, România nu este o țară de rahat. Nici măcar turcesc. Nu este o țară de incompetenți. Da? Nu este o țară în care nu se mai poate face nimic. Pentru că am primit foarte multe oferte și au spus, Mihai, vino să lucrezi pentru mine, vino să plecăm, nu știu unde, acolo, vino să facem un business. De ce stai aici să te chinui? Nu vezi că ăștia nu vor să facă nimic. Tu vorbești și ăia se creează efectul de tunel. Vin, ascultă, nu fac nimic. Vino să vezi unde sunt oamenii, hotărâți, concreți. Și am zis, ok, dacă toți fac acest lucru, aici ce mai rămâne? Pentru că toată lumea se va audă că românii sunt cei mai deștepți. Este adevărat? Perfect, eu sunt naționalist convins. Un prieten de-al meu spune, băi, tu știi că la Microsoft a doua limbă vorbită în toată compania este română? Zic, bă, tare. Dar Microsoft este o companie americană. Și degeaba este a doua limbă vorbită, că la noi aici și așa nu primim niciun ban. Mai rău, Bill Gates a fost votat anul trecut în Forbes ca primul miliardar al planetei. Pentru a ți-a oară consecutiv. Bravo! Nu mai bine ne punem la în acțiune abilitățile noastre pe care le avem, informațiile pe care le avem, cunoștințele noastre, experiența noastră și să vedem ceva pentru țara noastră, mai ales tineri. Eu așa m-am gândit. Ăsta este visul meu. Asta am ales să fiu aici. Ok? Cea mai bună cale de a face față schimbării este să o accepți. Dar haideți să vedem scurt, pentru că vreau să vă mai rețin decât 4 minute, ce vor oamenii. Și vreau să ridicați mâna sus dacă vă veți regăsi în slide. Step by step. În concluzie, vreți prea mult. Glumesc. În concluzie, oamenii vor viața perfectă. Însă, o lege a Universului spune că perfecțiunea nu poate fi atinsă. Iar eu nu sunt aici, și nici colegii mei nu suntem aici să vă îndemnăm să fiți perfecți. Pentru că lucrul ăsta nu se poate. Noi suntem aici ca să vă învățăm sau să vă inspirăm cum să fiți mai buni în meseriile voastre, în visele voastre, în acțiunile voastre pe care vreți să le faceți. Ok? Pentru că aici am construit această echipă și acest business sub forma de dezvoltare profesională și personală. Ok? Pentru că nu oricine poate să devină antreprenor. Sau nu oricine își dorește să devină antreprenor. Dar oricine își dorește să fie poate într-o funcție mai bună, corect? Să câștige mai bine, corect? Da? Deci asta, dezvoltare profesională. Ok? Dar, atunci când decidem să facem față, să facem o schimbare, trebuie să reținem de acest lucru. Este important să acceptați o pierdere temporară a stimei sociale din partea oamenilor ignoranți. Ce înseamnă oameni ignoranți? V-ați întâlnit vreodată cu situații în care, nu știu, poate v-ați întâlnit cu un prieten și ați avut o idee fantastică și a spus, băi, eu vreau să fac chestia asta, cred în ea foarte mult, abia aștept să ce zici de ea? Și el a spus, du-te mă, tu. Leacă-mă de ea, lasă-mă, hai mai bine la un meci. Ok? Mie mi s-a întâmplat asta cu părinții mei. Mi-a spus că vreau să fiu un om de afaceri, să creez ceva, să construiesc. Și a zis,
păi, du-te mă, ia de muncă, ia ceva serios. Mama sună pe tată, păi, sună pe cineva, n-avem și noi o relație să-i găsim ăsta ceva. Asta e întâmplat. Ok? Ok, deci există lucrurile astea. Și nici în ziua de astăzi. Culmea, astăzi i-am spus mamei mele că o să am primul workshop Leader Steam System. Din România. Și că... N-ai invitat-o și pe aici. Foarte bine am făcut. Și să o spun și de ce. Pentru că m-am pregătit pentru acest eveniment. Am lucrat timp de 2 ani de zile la acest proiect. Vara asta, din august până acum, am lucrat intensiv ca acest lucru să devină posibil, pentru că eu sunt un om de acțiune. Și acolo unde pun cuvântul, vreau să pun și fapta. Și astăzi am spus mamei mele, astăzi am primul workshop Leader Steam System, s-au înscris 257 de persoane, dintre care ne așteptam ca sala să fie plină. Și mama a spus, îți doresc succes la eveniment. Da, auzi, mamă, tu chiar crezi că asta o să funcționeze? Și nu vrei să-ți găsești și tu altceva, că în cazul în care nu o să meargă să trăiești și tu? Înțelegeți? Mai prost, mai? Ok? De ce? Asta este o chestie pe care o să vă explic nu acum, ci într-un eveniment următor. Și anume, cum să ne putem reprograma pentru a avea succes. Ok? Haideți să mergem mai departe. Ăsta este un lucru pe care eu l-am făcut întotdeauna și este un principiu pe care vă sfătuiesc să-l faceți și voi. Plănuiește, acționează și evaluează. Pentru că de-aia oamenii nu ajung la succes. Ok? Datorită acestui lucru. Hai cu slide-urile. S-a terminat bateria. M-a ajuns tu? Ok. Așa cum a spus și Teodora, Cătălin și Mădălina. Poate, probabil, cea mai importantă lecție din seara asta este să învățăm să lucrăm cu noi. Pentru că nu, Mădălina. Înapoi. Stop. N-ați văzut. Este important să lucrăm cu noi. Pentru că leadership-ul vorbește despre puterea exemplului. Okay? Nu poți să vorbești despre ceva ceea ce nu ai făcut. Pentru că dacă eu nu aș fi făcut aceste lucruri, dacă nu aș fi avut aceste experiențe, astăzi nu eram credibil în fața dumneavoastră. Dar cum am văzut că ați reacționat și ați fost de acord cu lucrurile pe care le-am povestit eu și le știți, le cunoașteți, le-ați trăit sau le-ați auzit la alții, înseamnă că sunt reale. Leadership-ul vorbește despre puterea exemplului. Ok? Și cum îmi construiesc eu orice acțiune? Dăm slide-ul, te rog. Așa cum a spus și Mădălina, trebuie să ne facem un plan. Trebuie să punem planul în practică repede. Și să evaluăm rezultatele pentru a observa ce putem îmbunătăți. De ce? Pentru că dacă nu treci la acțiune cât mai repede, oamenii mă întreabă mereu care este cheia succesului? Păi sunt 500 de miliarde de chei. Că dacă scriem pe Facebook cheia succesului, toată lumea are un citat personal. Ok, cheia succesului, ok. Cheia succesului este una singură. Să greșești cât mai mult și cât mai repede. Pentru că nimeni nu te poate învăța cum să faci, cum să trebuie. Ai nevoie de o experiență personală. Dacă nu te-ai lovit cu capul de un lucru ca să-l înțelegi, niciodată. Poți să-l aducem aici și pe Tony Robbins. Bă, cine vreți voi? Ok, sunt foarte valoroase aceste lucruri, dar până când oamenii nu se lovesc ei cu capul, nu este o experiență personală. Ok? Și nu știm cum să o gestionăm. Și mulți oameni îmi spun, te rog să mă ajut cu slide-ul, mădă, îmi spun lucrul ăsta. Da, Mihai, ca asta îmi place la numele meu, că este cu, poți să te joci cu au. Mihai, am făcut ce ai spus tu. Am încercat. Și n-a funcționat. Ei, să vezi. Că mie mi-o fi ieșit din prima. Nu e adevărat. Ce facem dacă nu funcționează? În primul rând ne bucurăm. Eu mă bucur. Ce bine că m-am lovit la cap. Sau ce bine că nu am reușit. Și ce facem? Dăm slide-ul. Și facem un plan mai bun. Așa cum spunea dragul nostru invitat din această seară. Foarte bine. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce ai spus. Punem în practică acel plan mai bun. Și din nou evaluăm ca să vedem dacă îl putem îmbunătăți, ce am greșit, care sunt lucrurile bune, care sunt lucrurile rele. De ce? Pentru că acest principiu este valabil în orice acțiune a vieții noastre și de zi cu zi. Ok? Și atunci când vrem să, nu știu, ne place de un băiat, ne place de o fată. Ok? Ce facem?
ne plănuim puțin. Corect? Acțiunea. Și dacă acționăm, avem ce evalua. Dacă nu, mai facem un plan mai bun. Sau schimbăm locații. Bun. Dar întrebarea este, dacă toate aceste lucruri, dacă vrei să devii un om de succes, dacă vrei să fii un om mai bun, dacă vrei să fii antreprenor, dacă vrei să schimbi viața, întrebarea nu este dacă vrei sau nu. Întrebarea este dacă merită sau nu. Iar acest lucru nu vi-l poate spune nimeni decât voi. Doar voi vă puteți răspunde la această întrebare. Merită pentru mine sau nu merită? Merită să fac o schimbare în viața mea sau nu merită? Asta este, de fapt, adevărata întrebare. Nu dacă se poate, dacă cum, da? Dacă merită sau nu. Dar haideți să vă arăt ce s-ar întâmpla. Dacă ar merita. Dă-i mai departe. Mai. Mai. Stop. Credeți că ați avea o altă viață dacă ați fi independenți, stăpânii propriei voastre vieți? Lucrurile ar arăta altfel? Ok? Dacă ați avea libertatea pe care vă doriți, să nu existe alarmă, să nu existe șef, să nu existe bla 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 bla, să te trezești când vrei, tu să hotărăști când să te trezești, câți bani să câștigi, cât meriți, viețile pe care le vei putea schimba. Ok? Oamenii pe care îi vei întâlni, așa cum eu am întâlnit cu acești oameni minunați, așa cum spuneam și Cătălin, dintr-o întâmplare, dintr-un telefon, dintr-o idee. Ok? Locurile pe care le vedea și foarte multe alte lucruri. Însă, cel mai important lucru, mai devreme, este persoana care vei deveni în timpul procesului. Ok? Ăsta este cel mai important lucru. Și eu cred că pentru asta merită. Acum rămâne să decideți și voi dacă merită sau nu merită pentru voi și voi. Următorul scăpă. Bun. Conferința mea se încheie aici. Știi, livrăm tehnici, dar nu vine pe beat. Sumă-ți ce predici, lecții pentru șmecheri sintetici. Știi, livrăm tehnici, dar nu vine pe beat. Sumă-ți ce predici, lecții pentru șmecheri sintetici.